Între Ana și Mihai există o chimie care nu se manifestă intens, iar cei doi căutau calea de mijloc. Ce reținere ai tu? Față de tine? Ziceai la capricii că ai oarecum niște rețineri. Da, dar am zis că nu față de tine. Dar ce reținere ai? Așa, nu știu, parcă nu sunt eu aici. Eu. Cu tine sunt, că n-ai văzut că încep... Eu zic că încep să fiu tot mai... Adică deschisă? Da, asta îmi zic. Păi, da, și eu. Și eu, și mie mi se pare că încet o să reușești, dar credeam, eu nu m-am gândit că ai, când ai zis că ai rețineri, credeam că ai niște rețineri față de mine. Nu, am zis, am și specificat ca să nu las loc de interpretat. Știi bine că am zis asta. Da, știu. Nu, eu, din partea mea nu e nimic, din partea ta e ceva? Nici din partea mea, nu. Bine. Nu, pe bune. Vrei să batem palma? Nu, dă mână. Da, te simți bine? Da, mă simt bine. Tu? Și eu mă simt bine. Mai ales că... Ce? Nu stai bine? Da, da, stau. Mai ales că am primit și sfaturi, adică sfaturi, am primit și informații de acasă și de la susținător, de la... Bine, prin ei am aflat și eu chestii despre familia mea, mare parte, despre surori și despre... Alte informații? Nu, am zis că... Am aflat și informații prin ei, de la asistentor pentru seara, familia mea. Da. A, să mă gândesc, da. Da, și parcă mi-a mai dat așa. Dar bine, tot aș vrea să mai știu ceva concret să, sau să aș vrea să primesc ceva de la, nu știu, de la maica mea sau de la una din surori. Dar nu lucruri din astea materiale, că nu mă interesează lucrurile materiale. Ceva, nu știu, informații, scrisori, da, cum sunt ei. Chiar. Tu câți copii ți-ai dori? Mulți. Nu știu, 3-4. Pe bune? Da, eu așa zic, dă-ți seama că nu am, nu știu, dar îmi doresc să am copii. La fel am zis și eu, la fel așa am, fix așa am zis și eu. Așa ai zis și la, când am fost la blind date, nu? Da. Și tot, am mai zis odată chestia asta, am mai fost întrebat. Și tot așa am zis și zis, Mihai, nu mai zi asta că sperii fetele când te aud, știi, că vrei 3-4 copii la fel. Cine a zis? Nu mai știu cine mi-a zis. Nu mai știu cine mi-a zis. Nu mai zi așa că sperii fetele când te aud fetele ce câți copii îți dorești, fug de tine. Păi nu, frate, ce, dacă atât îmi doresc, că bine, îmi doresc, dar na, cât o să vrea Dumnezeu, știi? Da. Până la urmă. Mie îmi plac foarte mult copiii. Și mie. Foarte mult. Mie mai mult. Tu mai mult? Decât ție. Nu ai de unde să știi. Da, bine. Să mă vezi cum nepoții mei cum sunt. Să vezi că eu, când eram mic, cu cel mai mare din partea lui sora mea, stăteam cu el, îl schimbam, îi dădeam să mănânce, îl culcam, îl legănam. Deci aveam grijă de el ca de copilul meu, știi? Adică să învăța cu asta, știu să schimb copiii, știu tot. Deci ești pregătită, nu? Da, eu mi-e plac copiii foarte mult. Dar Mihai simțea nevoia să-i ofere Anei câteva garanții. Îți promit că aici o să... Doar că nu? Doar că nu... Nu știu ce să zic. Nu știi ce să faci de fericire sau? Hai de viața mea dacă îmi le dai. Da. Dar ce ai tot râs atâta de mine? Dă-mi pace. Nu mai râde. Ești foarte frumoasă. Cu drag. Știi că mâine o să fie o întrebare. Da, și tu o să răspunzi. Nu știu, n-aș vrea să răspund doar eu. Da. Asta e un lucru frumos. Ce am zis eu că nu-i frumos? Bă, da. Am zis că nu-i? Și a fost foarte așteptat. De tine? Și de mine, da.
chiar da. L-ai simțit? Nu știu. Nu știu. Ce să înțeleg de aici? Nu știu. Trebuie să știm amândoi ce să răspundem. Păi. Păi. O să le zicem că suntem într-o cunoaștere. Nu? Încă. Pe mine nu mă deranjează, dar știi, baza cu fetele, că fetele un sărut pentru el e altceva. Ce? Ce-ai pățit? Am venit aici să vorbesc cu tine, să văd ce... Hai că te ascult. Ai simțit? Ce să simt? Să ne sărutăm. Tu vorbești tot timpul așa mult. Nu, nu. Zici că... Vrei să tac din gură? Nu. Nu vreau să tac din gură. Măi, eu vreau să-i aplaud. Cine vrea cu mine, bine, cine nu, nu. Păi n-ai cum să nu încurajezi. E jocul ăla frumos și timid când vezi ta mai bărbatul care el face, tu faci kickboxing de-astea, nu? Mă, cum se rușinează el în fața fetei, măi. Cum are el așa timiditatea aia și se înroșește și se fâstăcește și nu știe cum să o dea. Nici să nu ofenseze fata, dar vrea să o și pupe, dar nu știe, nici să o grăbească, mă. E tot el. Vezi, asta face iubirea din om, nu? Schimbă. Schimbă om. Ia uite, are ochi umezi, așa, blânzi. Deci, ce avem noi aici? Ana. Ana. Nu știu. Sunteți un cuplu oficial. Primul. Nu oricare. Primul. Din casa Mireasa, sezonul 10. Fii atent, nu mă uit, fac 3, 2, 1 și la îmi spuneți amândoi. 1, ce, fiecare ce vrea, da sau nu? 3, 2, 1 și... Măi, nu vă uitați unul la altul, fiecare ce simte. 3, 2, 1 și... A treia oară cu noroc. Mă rog frumos să spuneți ceva. Ca la buchetul miresei. A treia oară chiar îl arunc, fii atent. 3, 2, 1 și... Băi, nu se poate! Măi! Cum ne sunteți obișnuiți? Ana, el așteaptă de la tine. Nu așteaptă de la mine. A, tu aștepți de la el. Da. Mihai, ia taurul de coarne. Sunteți, ce simți tu? Sunteți un cuplu? Având în vedere că am zis, pentru mine, na, eu sunt băiat, dar pentru o fată, un sărut, din punctul meu de vedere, înseamnă mai mult de o cunoaștere. Și eu după mine, zice că da. Ana, tu? Și eu atunci. Bine! Aplauze, aplauze, aplauze! Doamne, doamne, doamne! Pe unii, mai. Deci pe unii nu poți să-i potolești că stau numai unul peste altul. Pe ăștia doi mici, așa și la ca la început, abia îi vezi cu primele săruturi și uite ce frumos a decurs totul. Să fie într-un ceas bun. 23 august, da? Ține minte asta, era ziua... ce era pe 23 august? Erau niște sărbători pe vremuri. În comunism. Nu știu. Aici să ținem minte ziua asta, că s-a creat primul cuplu, da? Și va fi aniversarea voastră. Da, țineți minte data de 23. Bine? Ana, Mihai, felicitări. Mă bucur pentru voi și Doamne ajută să fiți bine împreună, da? Mergem mai departe și hai, voi nu sunteți, nu? Păi, Seliana, acum ai luat fata de mână. Eu te aplaudam și pe tine dacă spuneai, dar dacă nu spuneți, eu ce să fac? Deci? Nu, eu nu mă grăbesc nicăieri. Ok. Acum nu mai vrea nimeni să fie cuplu numărul 2, normal. Cum deja ar fi, știi, ciudat. Luăm o scurtă pauză de publicitate.